Să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Epistola lui Ioan, la capitolul 2. 1 Ioan, capitolul 2, și să citim de la versetul 12. Dumnezeu vorbește tuturor categoriilor, cuvântul Lui este și pentru cei mici și pentru cei mari. Vă scriu copilașilor, astăzi Biblia începe cu copilașii, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, în mod special ne vom opri astăzi la tineri. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și leodoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, este o bucurie pentru familia noastră să fim din nou aici la Biserica Betel. Pentru că n-am mai fost de multă vreme. Venind spre adunare, inima mea a fost copleșită de nostalgie, amintindu-mi de ani în care veneam la adunare, fiind tânăr sau copil, împreună cu rudenile noastre din Botoșani. Sunt peste 25 de ani de atunci, poate puțin mai țin minte vremurile alea și chiar mă întrebam dacă mai sunt neamurile noastre pe aici, nici nu știu. Dar cu mulți ani urmă veneam aici cu familia Conța, cu familia Livanu, cu verișorii noștri, cu unchii noștri și ne-am bucurat mult la biserica numărul 1, mai ales în verile în care lucram la Bucecea, la bunici în sat, veneam din când în când la oraș și ne plăcea să fim aici la numărul 1. Domnul să vă binecuvinteze. Sunt ani de care puțin vă mai amintiți. Chiar mă gândeam dacă am mai predicat la dumneavoastră și nu sunt sigur, poate că am mai predicat odată, dar cu siguranță de multe ori am venit ca și simplu tânăr, așa cum văd azi mulți tineri, băieți și fete, o biserică tânără și mă rog Domnul să binecuvinteze tinerii. Eu am fost anunțat că e seară de tineret și aș vrea să nu se supere cei în vârstă. Dacă am fost chemat pentru asta, de asta mă ocup. De tineri, pentru că sunt foarte mulți tineri și am un mesaj de la Domnul pentru cei tineri. Nu e un mesaj nou, dar e un mesaj actual pentru cei care sunt tineri. Biblia e așa de clară pentru tineri. Nu iubiți lumea. Cea mai simplă predică. Nu iubiți lumea, dragi tineri. Lumea asta e periculoasă. Dușmanul numărul 1 al generației tinere este lumea asta, cu spiritul ei, cu viacul acesta, cu spiritul acestui viac. Ce mă surprinde încă de la început, dragii mei, este că Dumnezeu îi laudă pe tineri. Și le zice, nu iubiți lumea, dar le spune întâi, voi sunteți tari. La tineri le place să le zici că sunt tari. Sentimentul ăsta al tăriei definește tinerețea. Îți place să fii cel mai bun, cel mai tare, mașina cea mai tare, da, îți place să fii tare. Și tinerii sunt într-adevăr tari, dar ce bine să fii tare în lucrurile sfinte. Este un cuvânt care sună ciudat, zice, fiți înțelepți în ce privește binele și fiți proști în ce privește răul. Problema e că unii tineri sunt prea deștepți în ce privește răul. Știu prea multe în ce n-ar trebui să știe și nu știu ce ar trebui să știe. Știu prea multe nume de fotbaliști și știu prea puțini apostoli. Oameni tari în ce privește bătaia și sala și sportul și slabi în ce privește rugăciunea. Biblia spune aici, vă laud tinerilor, fiindcă sunteți tari. Ce înseamnă să fii tare? L-ați biruit pe cel rău. Domnul să vă dea biruință, dragi tineri. Tari în lucrurile sfinte. Tari în ce privește postul. Tari în ce privește rugăciunea. Tari astăzi, în mod special în ce privește lupta cu spiritul acestui veac. Dumnezeu să vă facă o generație de biruitori. Amin.
Dragii mei, mi se pare ciudat să-l urăști pe diavol, să-l biruiești pe cel rău, dar să iubești lumea. Păi cum se poate? Uite că se poate unor oameni tari, unor oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Domnul, care îl urăsc pe Satana, Dumnezeu le spune, atenție, mai este un dușman. Știți, pe diavolul ăla cu coarne, nu-l iubește nimeni. Nimeni. Așa cum ne-l imaginăm noi, n-are cum, nimeni nu poate să-l iubească. Cine poate iubi manifestarea demonicului pur? Să vezi un om stăpânit de Satana făcând spume, trântit la pământ și să-ți placă. Îi extrem de urât diavolul. Îi extrem de urât. Numai că diavolul mai are o manifestare numită lumea. Și asta e tare, tare plăcută celor tineri. Când eram noi tineri, cântam noi în tabere, taie scara lui Satana. Era o cântare, așa, nu știu ce fel de cântare era, și la refren îi zicea, și zdrobește-l pe Satana, și săream noi și-l călcam în picioare pe Satana, de el râdea de noi. Foarte mulți suntem așa foarte împotriva vrăjmașului, dar nu iubim noi demonii cu pur, când ne gândim la ăștia cu LGBT, oh, diavolul! Dacă ni-e vorba de lume, așa ni-e de dragă. Și astăzi Dumnezeu ne dă un mesaj simplu, nu iubiți lumea. Vreau să lămurim puțin termenii ce înseamnă lume. S-ar putea să ne încurcăm un pic în terminologie, în Sfânta Scriptură, de exemplu, în cel mai cunoscut verset din Biblie, Ioan 3:16, ăsta știu și copilașii din stânga mea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și mă întreb, cum, Doamne, Tu o iubești și eu n-am voie să o iubesc? Păi nu se contrazice Biblia? Dumnezeu iubește lumea, dar mie spune să nu iubesc lumea. Înseamnă că Ioan 3:16 și 1 Ioan 2 vorbesc despre două noțiuni total diferite. Când spune Ioan, Dumnezeu a iubit lumea, Biblia spune că Dumnezeu iubește oamenii din lume. Când Ioan îmi spune nu iubiți lumea, el nu se referă la oamenii din lume, da? În start, în 1 Ioan 2, sensul nu e de oameni. Și apropo, ca o paranteză, dragi creștini, când e vorba de lume, de oameni, Dumnezeu ne cere să iubim. Este o tendință a penticostalilor să se izoleze. Da, noi suntem pocăiți, n-avem treabă cu netăiați ăștia împrejur, ne uităm de sus la ei, ăsta nu-i pocăit, ăsta bea, ăsta fumează, suntem niște vecini antipatici, cum spunea cineva, parcă am fi botezați în oțet. Ca niște murături, pocăitul a încruntat, nici nu salută, nici bună ziua, nu vă supărați, asta nu-i pocăință. Dumnezeu iubește oamenii. Și tu ar trebui să fii cel mai de treabă vecin din scara blocului. Salută pe toată lumea, fii săritor, că asta înseamnă pocăință. Iubește lumea în sensul ăsta. Nu fi un vecin antipatic, nu fi vecinul ăla care mută mejda, dar nu fi vecinul ăla care n-ajută pe nimeni, ci fi vecinul acela care iubește lumea, adică oamenii din lume. Dumnezeu să ne facă astfel de creștini. Mă mai este un verset în Psalmul 24:1, zice acolo, al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Aici lumea nu sunt oamenii. Zice, lumea și oamenii din lume. Înseamnă că lumea aici e altceva. Lumea aici, în Psalmul 24, e planeta. În Biblie, cuvântul lume mai înseamnă și planeta Terra, în care trăiesc oamenii din lume. Și mă întreb din nou, oare în 1 Ioan 2, când spune Ioan să nu iubim lumea, se referă la planetă? Să nu iubim planeta asta? Și aici avem o mare problemă, sunt printre noi oameni foarte așa cu raiul, pământul ăsta o să ardă, ca atare nu ne pasă de el. Aruncăm gunoaie, dăm foc, ne purtăm cât mai oribil, că oricum o să ardă și abia așteptăm să plecăm. Eu nu cred că această perspectivă este biblică și asta predic, chiar dacă nu pare așa în spiritul nostru evanghelic, Dumnezeu ne cheamă să iubim lumea în sensul acestei planete. Până când ne dă Dumnezeu ceva acolo sus, ne-o dat ceva aici. Și-a spus la început, lucrați pământul, aveți grijă de el, stăpâniți-l. Ne-a chemat Dumnezeu să ne îngrijim de casa asta până când ne mutăm la casă nouă. Domnul să ne dea grijă pentru planetă mai multă. Ar trebui ca noi creștinii să fim cei mai verzi locuitori ai planetei, da?
Noi, drașnie, nu aruncăm pe jos hârtie, nu aruncăm sticle, nu facem mizerie când mergem la munte. Noi suntem oamenii care îngrijim lumea, pentru că Dumnezeu e stăpânul acestei lumi. El a creat-o și asta e casa noastră. Și în lumea nouă vom moșteni tot ce e aici, pentru că e a nostru, nu e a lui alții. Noi vom moșteni, haideți să ne purtăm ca și cum lumea aceasta este lumea de dincolo. Vom moșteni și cerul, dar eu cred că va fi și ceva pe pământ din ce spune Biblia, nu intrăm aici. De aceea să îngrijim lumea aceasta. Este casa noastră până când vine Domnul, Domnul să ne binecuvinteze. Atunci ce vrea să zică Ioan? Nu iubiți lumea, adică ce? Ce-i lumea în 1 Ioan capitolul 2? Pot să-mi spună tinerii ce să fie lumea asta? Aveți voie să predicați și voi astăzi. Ce-i lumea în 1 Ioan capitolul 2? Nu iubiți lumea, adică ce? Planeta trebuie să o iubesc, pe oameni trebuie să iubesc. Ce nu trebuie să iubesc? Ce anume? Obiceiurile lumii, așa-i. Altceva. Păcatele lumii. Aici Ioan în mod deosebit se referă la mentalitatea lumii în care trăim. Se referă la filozofia lumii în care trăim. Se referă la sistemul ideologic, la sistemul de valori al lumii în care trăim. Și aici Dumnezeu e categoric, oameni buni, nu iubiți lumea. De altfel, toată cartea asta lui 1 Ioan e plină de astfel de expresii. De exemplu, 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 5 spune: ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Da? Lumea e un mod de a vorbi. Lumea e un mod de a te îmbrăca. Lumea e un mod de a cheltui. Lumea e un mod de a trăi viața. Lumea înseamnă valori, lumea înseamnă cultură, lumea înseamnă muzică, lumea înseamnă film, toate valorile acestei lumi. Și Dumnezeu spune în această privință: nu iubiți lumea. Ce frumos se ruga el în Ioan capitolul 17 pentru tine și pentru mine, drag tânăr, și spunea Iisus: Doamne, nu te rog să iei din lume. Dumnezeu este împotriva ghetoizării bisericii. Da? Ce-o făcut menoniții sau amișii. Noi nu ne retragem în păduri. Zicea Iisus: Doamne, nu te rog să iei din lume. Nu, sfințenia nu-i la mănăstiri. Adevărații sfinți nu sunt acolo în pădure. Acolo e ușor să fii sfânt. Dumnezeu caută în România sfinți în fabrici. Nu te rog să iei din lume, Doamne. Dumnezeu caută sfinți în parlament. Oh, ce bine ar fi să fie sfinți acolo. Voia lui Dumnezeu e să fie sfinți la primărie, să fie sfinți pe străzi, să fie sfinți în școli. Nu te rog să iei din lume, Doamne, ci te rog să-i păzești de cel rău, de ideologia acestei lumi. Nu iubiți lumea. Dați-mi voie să le spun tinerilor ceva pe limba lor, nu trebuie să traducem, poate părinții nu vor înțelege, dar tinerii singuri înțeleg. Există un cuvânt nou pe care îl folosesc tinerii care au rețele sociale, avatar. E bine, lumea este un alt avatar al satanei. Da? Diavolul ăla cu formă pură, ăla negru și cu corne, nu-l iubește nimeni. Dar lumea e tot diavolul. Dar e diavolul în formă deghizată. Da? Adică diavolul îmbrăcat în sclipici, în roz, diavolul din discotecă, diavolul din băuturi alcoolice, din filme, acolo e tot el, nu-l vezi cu coarne, dar în spatele plăcerilor, a senzualității, a băuturilor, a drogurilor, a relațiilor libere, a distracțiilor, a petrecerilor, a manelelor, îi tot ăla cu coarne. Deci lumea e o altă manifestare a demonicului, dar e o manifestare deghizată, un avatar, o față bine camuflată după masca plăcerii. Să vă dau un exemplu, l-am spus deseori, poate l-ați mai auzit, și eu l-am auzit acum 20 de ani într-o biserică. Se spune că un băiat a fost crescut la mănăstire, niciodată în viața lui n-a ajuns la oraș. Pe când a crescut mare, băiatul acesta, deșertat acolo la mănăstire de cineva din familie, de mic copil, într-o zi starețul mănăstirii a zis: măi băiete, tu ai crescut aici în pădure, singur în mănăstire, hai să vezi și tu lumea.
Hai să cobor la oraș, să vezi tu cum arată lumea, că n-ai văzut în viața ta un oraș. Băiatul surprins, mirat, a mers cu starețul mănăstirii în oraș să vadă și el lumea. Când a coborât în oraș, a rămas atât de șocat de progresul lumii și cât de diferit era lumea de la oraș de mănăstire. Și băiatul ăsta întreba uimit la fiecare pas: părinte, dar asta ce-i? Și părintele îi spunea: asta e magazin. O, magazin, nu văzuse un magazin în viața lui. Părinte, dar ăsta ce-i? Aici e asfalt. Dar ăsta ce-i? Stâlp de curent electric. Asta ce-i? Asta e școală. Asta e PECO. La un moment dat, pe lângă tânărul ăsta a trecut o fată mai puțin îmbrăcată. Tânărul șocat, nu văzuse în viața lui așa ceva. O zis: părinte, dar asta ce-i? Când l-a văzut popa cum s-a uitat de lung, o zis: auzi, dă-i pace, e diavolul. Ce era să-i zică? Ce să-i explice? Tânărul a rămas pe gândul: cum, diavolul? Așa arată diavolul? Văzându-l părintele că merge atât de îngândurat, ajungând la mănăstire, au zis: măi băiete, zi-mi sincer, ce ți-o plăcut ție cel mai mult în oraș? L-a văzut așa pe băiat pe gândul, zis: părinte, sincer, diavolul. În seara asta vorbim despre diavolul din spartele unei fuste mini. Nu arată diavol, dar așa arată diavolul ăsta. În spatele drogurilor, a plăcerilor, a filmelor murdare, îți plăcere, îți distracție, te simți bine, dar nu uita, în spatele lor e diavolul. Nu iubiți lumea. De ce? Pentru că cine iubește lumea, de fapt îl sărută pe diavol, cea mai hidoasă ființă din univers. Ei, dar logica nu se oprește aici. Până aici logica textului. Cine iubește lumea, dragostea tatălui nu este în el. Cine iubește lumea, este într-un parteneriat cu diavolul. Pentru că în spatele lumii e el. Și Ioan spune, toată lumea zace în cel rău. Valorile acestei lumi, tot ce vezi la televizor, tot ce vezi în ziar, este îmbibat cu cultură demonică. Pentru că lumea zace în cel rău. Noi, dragi creștini, aparținem unei alte împărății. Noi nu putem să iubim lumea. Noi aparținem unei împărății a lui Dumnezeu. Ea se manifestă acum izolat în biserică, dar în lumea de afară nu este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în biserică. Afară e împărăția celui rău și lumea zace în această, sub această dominare a puterii străine. Dragii mei, știu că în biserică se dau lupte grele în privința asta. Cred că cel mai mare dușman al bisericii acum e lumea. Acolo la poarta voastră, la ușile acelea albe, să dă o bătălie foarte grea. Lăsăm sau nu lăsăm lumea înăuntru? Vin tot felul de filozofii că ar trebui să lăsăm un pic lumea în biserică, că dacă ar fi mai multă lume în biserică, s-ar pocăi mai mulți oameni. Da, biserici foarte deschise, dacă ești mai lumesc, e mai ușor să te pocăiești. Să, dragii mei, eu cred că exact invers ar trebui să ne gândim. Cu cât lăsăm mai puțină lume în biserică, cu atât avem șanse mai mari să fim relevanți. Amin. Relevanța nu stă în a lăsa un pic de lume în adunare, ci relevanța stă în altceva. Și vreau să întăresc ce spun cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum sunt multe bătălii, biserici de tot felul, împărțiri, culori, ca și curcubeu am ajuns și noi. Și ne gândim, oare care e credința adevărată? Care e calea pe care ar trebui să o ținem? Găsesc un cuvânt care mă întărește, se află în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 27. Aș vrea să fie afișat Iacov 1, cu 27. Hai să vedem care e religia adevărată. Poate ești aici și cauți religia adevărată și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Ascultă ce zice cuvântul. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este care? Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Vreți ca biserica numărul 1, cum o știu, să fie o biserică adevărată? Vreți să păstrăm religia adevărată? E cu atât mai adevărată cu cât ne păzim mai neîntinați de lume. Diavolul are un plan
să facă lumea cât mai bisericoasă și biserica cât mai lumească. Dumnezeu să vă păstreze neîntinați de lume. Dumnezeu să vă păstreze curați. Luptați-vă la ușa bisericii. Odată intrat, Duhul Lumii nu mai iese ușor afară. Tot botezăm lucruri noi. Le tot botezăm. Acum 50 de ani era păcat, acum nu mai e păcat, frate. Botezăm lumea în biserică, numai că lumea nu poate fi botezată. Lumea e lume și cine are lumea dragostea lui Dumnezeu, nu e în el. Adică nu există nimic între Dumnezeu și lume. Dumnezeu să ne păzească de încercarea asta de clonare biserică lumească. Încercarea asta de crearea unui mutant genetic, așa un fel de struț, o cămilă, că nu-i nici struț, nu-i nici cămilă, nu-i nici lume golă, nu-i nici discotecă, nu-i nici biserică, e un amestec. Dumnezeu să ne păstreze neîntinați de lume. Amin. Dar merge mai departe cuvântul Domnului și spune tinerilor încă ceva: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Deci cumva Duhul Sfânt face un pic de zoom ca la fotograf, da? Și intră un pic mai la adânc. Microscopul mărește rezoluția și spune: frații mei, pe diavolul nici vorbă, n-ai voie să-l iubești. Nici spiritul lumii. Dar continuă, auzi, nici lucrurile lumii. Nu, acum devine și mai interesant. Cum adică nici lucrurile lumii? Există în Biblie sfera lucrurilor îngăduite. 1 Corinteni capitolul 6, 1 Corinteni capitolul 10, toate lucrurile sunt îngăduite. Câtă libertate, nu? Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, dar nu toate zidesc, spune în altă parte, nu toate sunt de folos, spune în altă parte. Și acum să știți că avem de făcut o analiză serioasă. Foarte mulți creștini îl urăsc pe diavolul, spun din nou, nu vor spiritul lumii. Frate, noi nu vrem valorile acestei lumi, dar în sensul de valori. Lumea, păi ce promovează ăștia cu LGBT-ul? Nu, Doamne ferește, noi suntem pocăiți. Dar știți, deși urâm spiritul lumii, la mulți dintre noi ne încep să ne placă jucăriile lumii. Lucrurile lumii. Și aici e problema. Se deschide o altă ușă. Ne plac jucăriile acestei lumi. Și zice Ioan: fraților, nici jucăriile lumii. Da? Cu Duhul Sfânt e categoric, pătrunde mai adânc, nu pe diavolul, nici spiritul lumii, dar nici lucrurile lumii. Pentru că există o bătălie grea în biserică, există lucruri îngăduite, lucruri care sunt legitime, dar care pot să devină problematice. Adică între folosirea legitimă a lucrurilor lumii și idolatria lucrurilor lumii, să știți că nu-i mare distanță. Ăștia-s vecini și între ei nu-i gard. Foarte ușor, de la folosirea lucrurilor lumii, ajungi la idolatria, la folosirea lor idolatră. Pentru tineri am câteva exemple. De exemplu, hainele sunt păcat. Mă uit la voi, sunteți toți îmbrăcați frumos aici. Da, noi pocăiții nu suntem demodați, suntem îmbrăcați la modă, adică în spiritul veacului. Sunteți eleganți, v-ați luat haine frumoase, nu ne îmbrăcăm în ițari, nu văd opinci, adică mergem în spiritul vremii, ceea ce este normal. Deci există o folosire legitimă a lucrurilor lumii și de apreciat când vezi o tânără sau un tânăr îmbrăcat frumos. Da, adică cu gust. Dar nu e așa că putem atât de ușor să alunecăm la idolatria hainelor? Nu e așa că există un spirit al modei care merge dincolo de ideea de a fi cu gust? Da? Și devine treaba asta un fel de idolatrie. Și aici mai ales printre fete. Obsesia asta a modei. În magazine, haine, mall-uri, bani investiți. De la un punct încolo, numai folosirea legitimă, se naște un fel de idolatrie a lucrurilor lumii. De-aia verifică-ți bine inima, stimată domnișoară. Tu te folosești de haine sau ești folosită de ele? Te îmbraci frumos, ca așa trebuie să te îmbraci, sau a devenit o obsesie? Spunea cineva, frate Emi, pentru mine, cea mai mare pasiune a soției mele e să meargă prin magazine. Nu-i trebuie să meargă nici la munte, nici la mare, numai să-i dai bani să umble prin magazine.
câte 4-5 odată. Și devine o chestie compulsivă când nici nu mai ai bani, dar intri să probezi. Nu, asta deja e metastază. Mă, n-are bani, dar măcar să probeze. Și să tot uită în oglindă, măi, ce bine mi-a stat, dar n-am bani. Deja acolo e manie. N-ai bani, dar intri să-ți clătești ochii. Cu ce mai apărut pe piață? Domnul să te elibereze. Vezi? Lucrurile lumii. S-ar putea să te îndrăgostești prea mult de modă. Și acum am aici mai multe de zis, dar vreau să dau un exemplu și pentru băieți. Da? Ca să nu fim imparțial, Domnul să binecuvinteze fetele. Există băieți care iubesc foarte mult mașinile. Să ai o mașină e păcat? Nu, este o folosire legitimă a lucrurilor lumii. Și eu am o mașină și chiar două și am nevoie de ele. Dar sunt printre noi băieți care sunt maniaci cu mașinile. Ăștia citesc motoarele 6V, 8V, știu toate siglele, mai mult decât apostolii, mai mult decât Biblia. Există băieți care se uită mai mult după mașini decât după fete. Nu, ăștia sunt bolnavi. Că după fete ar trebui să te uiți, că tot suntem sori, dar după mașini nu. Oameni obsedați, domne, să uită, le curg ochii pe șosele. Toyota cu tare. Vai, dacă ar avea bani, cum n-ar? Dar n-au. Dar ce vrei să știți că și idolatria asta în mașinilor, pentru unii mașina nu e unealtă. Pentru mine este o unealtă exact ca și căruța. Eu car cu mașina, mă duc la evangelizare. Mie, eu nu iubesc mașinile. Poți să-mi dai orice, eu umblu cu orice fel de mașină. Nu mi-e dragi. Dar sunt băieți care sunt atâta mai pigulește, parcă ar fi bibelou. Mai ceva ca pe nevastă sau întreține uneori, câte unul însurat. Deci aici e un pic de idolatrie. Atât de ușor poți ajungi să iubești lucrurile lumii într-un mod idolatru. Exemple mai pot fi? Telefonul este folositor? Da. Da, să știți că da. Mi-am făcut o socoteală într-o zi câte fac cu telefonul în 24 de ore. Slăviți să fie Domnul pentru telefoanele astea smart. Îmi verific avionul, închiriez un taxi, Uber, mă duc, caut locația bisericii. Dacă nu era telefon, cum ajungeam la dumneavoastră? Am primit o locație pe WhatsApp, am venit, intru, verific vremea, măi, e cald, îmi iau cămașă, îmi iau sacou, mă vezi că mâine plouă. Telefonul este extrem de folositor, e o binecuvântare. Dar nu e așa că pentru mulți tineri a devenit un Dumnezeu? Dacă este o idolatrie astăzi, cea mai periculoasă, idolatria rețelelor sociale. Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de tine. Și acum pot să vă spun ce am spus și ieri, să poate face o verificare când mergi acasă, cât ești delegat, intră la setări acolo, dacă vrei să fii sincer cu tine, la setări, dă un click pe setări, intră la baterie și acolo vei vedea că îți spune bateria, îți spune telefonul în ultimele 24 de ore, câte ore ai petrecut pe rețelele sociale și o să vezi cât ești de rob. Într-o tabără recent am făcut un test, au deschis telefoanele atunci pe loc, aici nu-mi permit că e biserică, și am pus să se verifice. Avea o oră și 45, două ore și un sfert, două ore și 45 recordul, alții peste 3 ore poate. Și într-o tabără creștină mă întreb într-o zi fără biserică, oare câte ore se mănâncă la idolatria, la altarul ecranelor luminate? Și din păcate, uneori chiar în biserică este... De-a dreptul strigător la cer, unii tineri și în biserică își conectați la idolașul cel mic. Am avut șansa să predic în timpul finalei campionatului mondial. Nu vă doresc asta, n-ai cu cine vorbi. I-am judecat pe carismatici că o băga meciul în biserică. Diferența între noi și ei e că s-au uitat la ecranul mare, noi ne-am uitat la ăla mic. Foarte mulți băieți din biserică s-au uitat la rezultate, cel puțin aia mai pocăiți, și alții direct... Da? Live, la final, în timp ce... Și m-a spus un frate, eu am condus cântările. Am cântat. Zic, cum te-ai uitat că erai la... Păi am cântat și după m-am retras la cor și acolo, la cor, m-am uitat. Am ajuns chiar în biserică să stăm acolo călare pe telefon și unii se duc și la toaletă cu el, că-s dependenți, oameni buni. Telefonul ia-și o binecuvântare, dar pentru mulți tineri a devenit blestem și robie. Dumnezeu să se îndure de toți tinerii. Dumnezeu să elibereze orice rob și orice roabă. Să deschidă Dumnezeu ușa temniței și să dea eliberare copiilor noștri dependenți de telefoane. Mâncarea cum? Hai să mai dăm un exemplu. E bună sau e rea?
Slavă Domnului, bună. Mai ales la voi, așa de bună, la Cucărâni, întotdeauna bine. Când vin aici la voi, am fost acum așa la Bosanci, am văzut restaurante, măi, bună mâncarea. Dar nu e așa că poate să devină un idol. Scrie în Biblie, unii au ca Dumnezeu? Nu, asta e culmea. Pe Biblia zice că unii pot să facă din mâncare un Dumnezeu. Mâncarea e bună. Dacă la câte unul devine un pic și stomacul ăsta devine idol. Și să și vede pe el că tare rotundă -i. Tare bine mai grijesc de idolașul ăsta, frață noștri. Îi vezi toată ziua cu nasul în frigider, arderi de tot pe la aragaz. Tot timpul sunt pe acolo, le place. Și am mai zis-o mereu, unii bagă ca în betonieră, n-au lingură, au lopată. Și au făcut din stomacul ăsta un Dumnezeu. Și aici eu bau un bai, pocăiță nu beau, dar mănâncă. Știi, când strângi un balon de aici, se umflă dincolo. Și aici un bai, mă, dacă nu bem măcar să mâncăm. Și suntem campioni la capitolul îmbuibare. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem că mâncarea e bună, dar poate deveni un Dumnezeu. Că așa zice Biblia, unii au ca Dumnezeu stomacul. Să ne păzească Dumnezeu de idolatria asta. În Sfintele Scripturi ne spune Hristos însuși un cuvânt care mă înfiorează. Te luați seama ca ziua aceea să nu vă prindă cu îmbuibare de mâncare. Am meditat mereu cu emoții, am spus, Doamne, cum pot să rămân jos la răpire? Pentru îmbuibare de mâncare? Da. Noi ne imaginăm că Dumnezeu va judeca numai homosexualii și curvarii. Dumnezeu va lăsa în ziua aceea răpirii jos pe pământ pe cei care îi va prinde cu îmbuibare de mâncare și băutură. De aia eu mă rog să nu vină Domnul de Paște de Crăciun. Să nu rămânem aici toți. Domnul să ne binecuvinteze. De ce este important? De ce merge logica mai departe? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Știți de ce? Logica textului este foarte simplă. Ne spune Apostolul Ioan lucrul acesta, pentru că cine iubește lucrurile lumii, deschide o poartă pentru Duhul lumii. Da? Nu uitați! Cine iubește lucrurile lumii, de fapt deschide o poartă pentru Duhul lumii. Da? Noi îl urâm pe diavol, urâm Duhul lumii, dar s-ar putea, iubind lucrurile lumii, să deschidem o poartă pentru Duhul lumii. Am observat un lucru, întâi iubești lucrurile, apoi adopți filozofia lumii. Cine iubește lucrurile, adoptă gândirea lumii. Lucrurile atrag cu sine un spirit. Și am spus-o deseori fetelor, să nu se supere pe mine, întâi te îmbraci ca o și apoi devii o. Duhul de curvie intră în viața fetelor prin haine. Mai intră și altfel, prin relații. Dar nu uitați, Duhul de curvie intră prin modă în viața unei fete. Întâi te îmbraci și apoi devii. Pentru că hainele alea au în spate un spirit. De ce credeți dumneavoastră că se îmbracă cum se îmbracă actrițele și acele femei pe care le urmăriți, din păcate, unele fete pe internet? Pentru că ele au în spate o filozofie. Ea vrea să aibă fani, ea vrea să fie admirată, ea vrea că bărbații să întoarcă capul. Ea se îmbracă așa pentru că are o filozofie de viață. Ea este sinceră cu ea însăși. Ea este autentică. Ea are un sistem de valori care îi permite să se îmbrace așa. Acum nu înțeleg de ce o pocăită se îmbracă ca și ea. Păi cum, tu vrei să semeni cu Hristos? Vrei să ai valorile împărăției, dar te îmbraci ca și, nici nu știu cum le cheamă, că nu mă interesează? Ceva nu-i în regulă. Ea se îmbracă așa pentru că are niște planuri să agațe. Tu, femeie măritată și pocăită, de ce te îmbraci ca ea? Să ce? Să ce? Noi avem alte valori, ar trebui să avem alte stiluri de vestimentație. E foarte logică Biblia. Deschizând ușa pentru un anumit fel de haine, se deschide ușa pentru un spirit. Deschizând ușa pentru lucruri de lux și pentru o viață de opulență, deschizi ușa pentru un spirit, pentru o gândire lumească. Îmi spunea un om foarte bogat recent, m-am mirat de ce mi-a zis, măi, Emi, nu mai vreau să mă duc cu oameni bogați la mesă. Chiar recent. Nu vreau să mă mai duc. Am observat că mergând cu ei la mese, cu bogații de la noi din zonă, vorbim numai despre bani și mi-au schimbat sistemul de valori. Asta mi-a spus-o un om cu bani. Am vorbit numai de case, numai de mașini, numai de motoare, de haine, de concedii scumpe. O intrat un duh de competiție și erau pocăiți toți.
mi-am dat seama că ieșind cu astfel de oameni la masă, la restaurant, mi-au schimbat sistemul de valori. Pentru că lucrurile atrag cu sine un spirit. Dumnezeu să ne păstreze curați. Și zic din nou, dragii mei, să avem mare grijă ce mai botezăm în adunare. Să avem mare grijă unde deschidem ușa și care sunt lucrurile pe care le botezăm. E greu să discernem, nu vreau să par un legalist, dacă în vai nu era voie nici aia, nici aia, acum ai voie și cealaltă, și cealaltă, să deschid ușile larg și ne gândim de ce nu mai merge biserica. Pentru că Dumnezeu vrea ca biserica să rămână neîntinată de lume. Ce șoc am avut când pentru prima oară, dau un simplu exemplu, nu vreau să fiu răstălmăcit, pentru prima oară în biserică am văzut o femeie botoxată. Mă, zic, nu se poate. Știam eu că surorile să mai vopsești, așa, zic, asta e. Dar zic, la botox nu m-aș fi gândit. Bă, un șoc. Eram cu păstorul la amvon, i-a zis, măi, frate, nu vă supărați, dar ce se întâmplă la voi? Eu nu mă prea bag la alții acasă, dar zic, ce caută Izabela pe primul rând la cor? Era și solistă. Că era pe ultimul rând, nu mă potigneam. Așa m-am fost de tulburat, măi, oameni, dar mai botezăm? Ce mai botezăm? Și botoxul? A, păi, frate, știi, na, nu eu, că, a, păstorul, că, știi, că trebuie să acționăm cu dragoste, filozofiile astea. Și nu puteam nici cum să-mi imaginez cum din biserică vedeam pentru prima oară, știți care e durerea? Că m-am obișnuit. Am văzut multe de atunci și nu mă mai deranjează. E obișnuit și cu asta. Și mă întreb, oare ce mai botezăm până vine Domnul? Și lărgim calea și adoptăm lucruri, dar lucrurile astea vin cu un spirit. Dumnezeu să-și păstreze biserica curată. Care este de fapt riscul atunci când iubim lumea? Unde e de fapt problema? Biblia ne spune categoric în următorul verset, vreau să mergem mai departe în Sfintele Scripturi, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. De asta. Adopți lucrurile, apoi adopți un spirit, adopți jucăriile, apoi devii lumesc și în final în tine se stinge flacăra iubirii lui Dumnezeu. Aici e problema. Dragostea de lume cu dragostea de Dumnezeu nu locuiesc în aceeași inimă. Nu se poate. Unde intră iubirea de lume, moare iubirea de Dumnezeu. Și când intră iubirea de Dumnezeu și te invadează prezența Duhului Sfânt, moare iubirea de lume. Și mă întreb în seara asta, pe care din ele o să le alimentez? Dragul meu, nu putem merge acasă cu două, trei lacrimi și cu viața neschimbată. După o predică de felul acesta, ți se cere să divorțezi de lume. Nu știu care sunt lucrurile alea. Dar sunt lucruri în viața ta care nu sunt după placul lui Dumnezeu. Sunt tineri robiți de jocuri de astea pe PlayStation. Păi ce e așa greu? Păi stau ore întregi, e religie. Sunt oameni care nu se pot desprinde. Scria în ziar că un tânăr a fost intoxicat cu internet sau cu jocul, l-a luat salvarea. Nu mai era capabil să se coordoneze. De atât de multe ore stătuse acolo la calculator nemâncat. Obsesie. Similară cu demonizarea. Și te întreabă Duhul Sfânt, drag tânăr, care sunt lucrurile pe care trebuie să le lepezi astăzi? Unde ți investești timpul neînțelept? Care sunt idolii tăi contemporani? Nu e vorba de idolii aia cu bali. Nu, idolii noștri sunt atât de sofisticați și pentru unii poate e cafeaua. Coca-Cola. Nu poate fără ea. Atât de ușor putem deveni dependenți de lucruri și să trăim într-un fel de idolatrie foarte sofisticată și bine camuflată. Dragul meu, unde este iubirea de lume, nu este dragostea lui Dumnezeu. În această seară te cheamă Dumnezeu să pui dosar de divorț lumii. Să te hotărăști pentru Dumnezeu, drag tânăr. Să cer ca Duhul Sfânt să te umple de El. Că dragostea lui Dumnezeu este turnată noi prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Cere-i lui Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt în seara asta.
Cere lui Dumnezeu să te cerceteze și dragostea lui să-ți inunde inima și să scapi de duhul lumii și să scapi de iubirea de lucruri din lume, că în felul acesta dragostea lui Dumnezeu va crește. Poate că pare ciudat, dar în Biblie avem exemple triste. Nu știu, aș vrea să-i sperii pe tineri suficient de tare, nu știu dacă pot, că seamă în Sfânta Scriptură un exemplu a unui tânăr. Mi-aș fi dorit să fi fost în locul lui. Eu zic că acest tânăr a trăit într-o epocă privilegiată. A fost ucenicul apostolului Pavel. A umblat cu el încoace și încolo. Ce a văzut Dima, puțini am văzut în viața asta. Să vezi tu învierea lui Eutich. Să vezi tu minunile săpășite de Pavel prin Duhul Sfânt. Să asculți predicile celui mai mare teolog din istorie. Să fii acolo lângă apostoli, să primești de la prima mână mărturia lui Iisus Hristos, cred că a fost un privilegiu extraordinar și sunt convins că Dima ăsta a și slujit. Că în biserica primară toți slujeau. În biserica primară nu existau consumatori ca și astăzi. Dima a fost ucenicul lui Pavel și l-a slujit pe Dumnezeu împreună cu Pavel. Dar ascultați ce spune 2 Timotei 4:10. Unul din cele mai triste versete din Biblie. Îți dau lacrimile când citești și te gândești că-și Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat. Se poate să fii botezat cu Duhul Sfânt. Se poate să fii un om născut din nou. Se poate să te implici în biserică. Să fii un tânăr mântuit. Și totuși, la un moment dat în viața ta, să renască iubirea de lume. Ce se întâmplă? Iubirea de lume te smulge din biserică. Iubirea de lume ucide atracția pentru lucrurile sfinte, pentru Biblie, pentru rugăciune, pentru biserică. Și încet, încet vii tot mai rar și nu mai vii deloc și începe să-ți placă lumea și nu afli că un tânăr botezat în apă și cu Duhul Sfânt nu mai este printre noi. De ce? Cum se poate? Iubirea de lume a ucis tot ce era dumnezeiesc. De aceea, dragi tineri, fiți serioși cu asta. Analizați-vă bine trăirile. Unde mai este Duhul Lumii intrat în viața voastră? Care sunt lucrurile care încă le iubiți în mod idolatru? Vă știți, la capitolul ăsta nu avem neapărat tomberoane mari, dar câte o hurtiuță avem toți. Telefonul, știu eu, Instagram, TikTok. Și știți care e scuza? Păi toți au. Dumnezeu îți verifică inima. Nu cumva ai făcut din lucrurile astea niște mici dumnezei? Nu cumva astea ți-au răpit timpul de rugăciune? Nu cumva astea ți-au luat dragostea de cântare? Nu te-ai întrebat de ce nu te poți ruga în seara asta? Sunt oameni care se roagă cu mâinile ridicate și vorbesc în limbi aici și simt prezența Duhului. Tu de ce nu simți? Sunt oameni care cântă și se închină. Tu de ce nu poți să cânți când biserica cântă? Nu ți-ai pus întrebări de ce nu poți cânta, de ce nu te poți ruga de mult? Vrei să spun de ce? Pentru că în inima ta în ultima vreme a pătruns Duhul Lumii. Vrei să simți prezența lui Dumnezeu în viața ta? Scoate afară Duhul Lumii. Divorțează în seara asta de Duhul acesta stricat. Da afară lucrurile pe care le tratezi cu idolatrie și lasă-L pe Dumnezeu să-ți umple viața. O, slăvit să fie numele Domnului! Mai este un verset și mai aspru. Până la urmă sunt în Biblie, nu le-am ales eu, le-a scris Duhul Sfânt. Iacov 4:4, un alt verset aspru și dur, zice așa: suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și spune mai departe, sau vrem să credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să-L lăcuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Drag tânăr, ascultă-mă bine. Când vii la Hristos, El te iartă de orice păcat. Dumnezeu este bun, glorie Lui. Dumnezeu are har nemăsurat. Dumnezeu iartă orice păcat în seara. Dar când Dumnezeu pune în tine Duhul Sfânt, cum zice aici,
Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea acum cu gelozie pentru sine. Știi că ai un Dumnezeu gelos? Când te-ai botezat aici, în apa botezului, când i-ai jurat credință, când te-ai numit cu numele lui Dumnezeu, când Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, nu poți să-ți permiți să te întorci, să fii prieten cu lumea. Pentru că Dumnezeu este gelos. Pentru că Dumnezeu este sfânt. A pus Duhul Lui în tine. Și nu poate Duhul Lui să lucreze cu Duhul Lumii. Frații mei, Dumnezeu este foarte bun, dar e și foarte gelos. Și știți până unde merge gelozia Lui? Când cineva botezat în apă și cu Duhul Sfânt îndrăznește să se împrietenească cu lumea din nou, zice Biblia că Dumnezeu devine vrăjmaș. Este cea mai grea stare în care poate să fie un tânăr pe planeta asta. În Efeseni capitolul 2 spune că noi eram străini. Să fii străin de Dumnezeu nu e cea mai rea stare. Străinul e străin. Cea mai dificilă situație e să fii vrăjmaș cu Dumnezeu. Să te pocăiești, să primești Duhul Sfânt, să ai legământ cu Hristos și din nou să lași prietenia asta cu lumea în viața ta. Dacă ești aici și ești în starea asta, Duhul Sfânt îți vorbește. Oprește-te. Dumnezeul care te-a primit atunci când erai disperat și te-a iertat, e un Dumnezeu gelos. O pus în El, în tine, tot ce ai avut, tot ce a avut mai scump, Duhul Lui cel Sfânt. Porți numele Lui Dumnezeu. Tu n-ai ce să cauți în club, ai înțeles? Pentru că tu porți numele Lui Dumnezeu. Nu mai ești străin. Nu mai ești un copil neștiutor. Ești un om pe care Dumnezeu l-a pecetluit. Ești copilul Lui Dumnezeu. Ce cauți în club? Ce cauți în locurile alea? Prietenia cu lumea te face vrăjmaș cu Dumnezeu. Îți doresc din inimă, drag tânăr, niciodată în viață să nu devii vrăjmaș cu Dumnezeu. E dureroasă situația. Deci în Isaia acolo zice, Duhul Sfânt li s-a făcut vrăjmaș. Eu nu-ți doresc, drag tânăr, să ți se facă Duhul Sfânt vrăjmaș. Câte vreme încă Duhul Sfânt mai mijlocește și încă conștiința te mustră și auzi o predică ca și asta, te cheamă Dumnezeu, renunță la lume. În seara asta, divorțează de lume și întoarce-te înapoi la Hristos. O, Doamne, mântuiește toți tinerii. Vreau să închei, dragii mei, timpul a trecut. Știți, noi le predicăm la tineri că în lume nu este nimic. Dar nu e adevărat. Mie nu-mi plac predicile neoneste, băi, nu-i nimic în lume, lumea e numai... Biblia zice așa, căci tot ce este în lume, deci este ceva în lume. Păi este că de-aia merg cu milioanele acolo la Borhot și le place. Păi dacă n-ar fi nimic, n-ar merge atâția oameni buni. Este, în cluburi este ceva. La chefuri este ceva. Ce? Păi zice Biblia, tot ce este în lume. Se face acum oferta lumii, da? Îți spun foarte deschis, drag băiat și fată, ce-ți oferă lumea. Dacă vrei, e aici ofertă. Zice așa, tot ce este în lume, pofta firii pământești. În lume satisfaci orice poftă, cum vrei tu. În lume nu este lege, poți să satisfaci cum vrei poftele acestui trup. Deci este ceva. Ce mai este? Pofta ochilor. Poți să-ți clătești ochii cât vrei. Poți să te uiți la ce vrei, poți să te saturi cu acești ochi care nu se mai satură, zice Cartea Eclesiastică. Da, în lume e pofta ochilor. Și mai ce este? Lăudăroșia vieții. În lume există glorie, glorie sportivă, fani, poți să fii actor și actriță, poți să fii cântăreț, poți să fii youtuber, poți să fii influencer, poți să fii vedetă, poți să ai bani. Da, în lume există lăudăroșia vieții. Și în ziare îți spui ăștia-i lor. Că te uiți în ziar, numai stricați, numai inculți, ăștia-s pe prima pagină. Fotbaliști, actori, cântărețe, toți analfabeți. Ăștia-s vedetele lumii, dar îi laudă lumea pentru că sunt cineva și au bani. Deci, pe factură scrie așa, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Numai că jos, pe factura lumii, mai scrie ceva. Și trebuie să-ți spun asta. Versetul următor.
și lumea și pofta ei trec. Da, în lume te distrezi. În lume faci ce vrei. Dar lumea și pofta ei trec. Distracția lumii, drag tânăr, ține până la groapă. Și după aia urmează veșnicia fără Dumnezeu. Dacă vrei, drum bun. Dar continuă Ioan atât de frumos și zice, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac, mărit să fie Domnul. Dragul meu, ce alegi în seara asta? Te întreb în modul cel mai serios, ce alegi? Lumea? Lumea și pofta ei trec. Azi ai bani, ești tânăr și frumos, mâine vei fi bătrân, necăutat de nimeni. Astăzi ești frumoasă și te caută zeci de băieți, mâine vei fi o bătrânică zbârcită și nu va căuta nimeni. Ăsta e sfârșitul lumii. Și cele mai frumoase femei sfârșesc în anonimat și în depresie. Lumea oferă atât. Atât. Azi ești tare și îi bați pe toți. Mâine te bat alții că ești bătrân. Gloria lumii trece foarte repede. Astăzi te droghezi și poate sunt aici tineri care practică asta și te simți bine, dar mâine va crăpa inima în tine. Numai eu știu câți în America copii de pocăiți, în timp ce eram păstor, efectiv o crăpat inima în ei de la supradoză. Oameni buni, lumea oferă. Dar până la urmă, lumea și pofta ei trec. Dar azi îți face ofertă Hristos. Dacă l-alegi pe Iisus în seara asta, rămâi în veac. Promisiunea lui Dumnezeu merge dincolo de mormânt pentru tine, drag tânăr. Dacă astăzi te hotărăști pentru Dumnezeu și vrei să-ți ierte păcatele, să-L primești în inima ta, Dumnezeu îți oferă veșnicia. Te întreb, oare merită oferta lumii? Fii rațional, merită oferta lumii. Distracție câtă vrei și în final moarte? Nu mai bine l-alegi pe Dumnezeu și rămâi pentru veșnicie împreună cu El? Ce frumos spunea și completa Hristos în Evanghelie și spunea, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat pentru mine case, mame, frați, surori și să nu primească ce? Mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viață veșnică. Dragii mei, cu toată rațiunea, nu sunt emoțional acum, sunt rațional, merită să-L slujim pe Dumnezeu. El promite viață binecuvântată aici. Ascultă-mă, drag băiat, care te uiți cu jin peste gardul bisericii și vrei și tu, fete din lume, nu ia-te nimic mai bun afară. Și oferă Dumnezeu în biserică, ia-te binecuvântat. Hristos îți promite că îți dăm viacul acesta binecuvântări mai multe. O, Doamne, trezește inima tinerilor. Ce mare lucru să te însori în biserică. Să te măriți în biserică. Ce să-ți ofere lumea? Fetele de afară nu sunt mai frumoase ca alea din biserică. Sunt doar mai dezbrăcate. Adevărata binecuvântare, drag băiat, e aici în biserică. Aici sunt fete care sunt prințese de noul Ierusalim, toate. Fiice de împărat, afară, sunt atâtea fete fără morală. Ce să găsești în discotecă? Alea te înșeală în prima zi. Acolo nu există moralitate. În club nu există respect. Acolo toată lumea trăiește cum vrea. Nu înțelegi că Dumnezeu te cheamă să te binecuvinteze în biserica Lui? Îmi vine în minte pilda cu năvodul și vreau să închei. În năvodul împărăției înghesuială mare, zreguli, da, strâmtoare, unii peștișori se simt tare strâmtoriți în biserică, le-ar plăcea libertatea mării albastre. Și poate ești și tu acum un peștișor de ăsta mic și te uiți pe ochiurile plasei și zici, măi, ce bine în lume. Și abia aștept să scap de părinți, să pleci la Iași și să pleci la Cluj și să pleci în Londra să-ți faci de cap. Dar, drag peștișor, din năvodul acesta al împărăției, tu nu știi ceva. Că năvodul ăsta este protecția lui Dumnezeu. Că aici ești păzit de puterea lui Dumnezeu. În momentul în care ai ieșit pe ochiurile plasei și ai ieșit în lume, te așteaptă un rechin pe nume diavolul, care sfâșie vieți,
distruge destine, nenorocește băieți și fete care ajung în depresie, ajung drogați, 3-4 căsătorii, niște epave emoționale, că în lume este ceva, dar nu-i fericirea. Astăzi Hristos te cheamă să-ți dea mult mai mult în veacul acesta. Dă-i voie lui Hristos să-ți scrie El povestea de dragoste, să-ți scrie viitorul și să-ți demonstreze El cât de mult știe să binecuvinteze. Și când vei muri, aici e marea diferență, vei moșteni viață veșnică. Merită să-L alegi pe Iisus. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și lumea și pofta ei trec. Dar dacă azi îl alegi pe el, vei rămâne în viac. Amin.